săptămâni. Suntem în stradă pentru că ne doare. Următoarele duminici, la ora 17, haideți să ne întâlnim în continuare, pentru că observați, guvernanții, parlamentarii își bat joc în continuare de poporul acesta. Pe lista revendicărilor a apărut un ultimatum acordat guvernului din partea al Burnus Meyer, asociația care de atâta timp luptă pentru un drept care ar trebui să fie un drept normal în țara aceasta, un drept la proprietate, un drept la istorie, care este călcată în picioare de corporații străine, pentru că țara aceasta a ajuns să fie vândută de politicieni corupți, politicieni nesimțiți, o clasă politică nesimțită, care nu mai ține cont de nevoile cetățenilor absolut deloc, a ajuns să amaneteze viitorul următoarelor generații. Suntem aici pentru că știm că este ultima soluție. Ultima soluție, încă o revoluție! 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 Eugen David, Eugen David, președintele al Burnus Meyer, a transmis foarte clar, această mișcare de conștiință nu are lider, nu are ce să mai negocieze cu acești politicieni, nu mai are ce să stea de vorbă cu acești politicieni. Joi, o comisie parlamentară a invitat reprezentanți din partea maselor, din partea oamenilor cu conștiință să se ducă la discuții. Ce discuții mai au nevoie oamenii aceștia? N-au înțeles că noi ne-am dat seama că au jefuit această țară? N-au înțeles că noi ne-am dat seama că numai lupta în stradă mai este ultima soluție pentru noi? Nu vom negocia, nu vom da înapoi, următoarele duminici, asta este, le vom petrece în stradă, le vom petrece luptând. Nu negociem! Nu negociem! Nu negociem! Nu negociem! Nu negociem! Nu negociem! Începem să ne și organizăm spre frica politicienilor. Facem următorul apel, următoarea invitație, la care nu acceptăm un refuz. Vinerea viitoare solicităm ca parlamentarii județului Brașov să se întâlnească cu noi. Să se întâlnească cu noi, să ne asculte doleanțele și să pună în practică ceea ce cerem noi. Așa trebuie să funcționeze politica în această țară, așa trebuie să funcționeze politicienii. Vinerea! Noi suntem țara! 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 Vinerea viitoare așteptăm să vedem cum respectă parlamentarii de Brașov, cei care mai mult dorm în Parlamentul României, cei care sunt plătiți de către dumneavoastră, cei care sunt trimiși să vă reprezinte echipurile, interesele. Să vedem cum respectă cetățenii și cum stă la dispoziția cetățenilor. Mergem nu să negociem, mergem să le cerem să execute ceea ce noi credem că este bine pentru țara aceasta. Și anume să întrerupă acest genocid cu cianuri în România, să înțeleagă că trebuie să schimbe felul, stilul de a face politică în România. Iar dacă nu, să plece afară din această țară, pentru că este țara noastră. Mai mult, vreau să vă transmit că vom lansa o invitație publică domnului Eugen David să vină la Brașov în următoarele săptămâni, să stea alături de noi, să ne povestească de suferința și de lupta sa, pentru că este un model de inspirație pentru toți.
Trebuie să facem tot posibilul ca astfel de oameni să vină, să stea în față, să fie în fruntea noastră, să ne inspire, să fie un model pentru toți cei care mai cred că mai există o șansă. Iar pentru cei care nu mai cred că există o șansă, trebuie să facem orice să-i resuscităm, să-i aducem la viață. Să le spunem că în România se mai poate trăi. Se poate trăi, dar nu cu astfel de politici, nu cu astfel de politruci. Și pentru asta, foarte clar, cerem demisia guvernului Ponta. Pentru că și-a bătut joc de această țară. Demisia! 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 Decema Roșia Montană. Dacă mai dorește cineva să se exprime liber, este momentul să învățăm, să arătăm de asemenea că știm să ne cerem drepturile. Dacă dorește cineva să vorbească, nu este un monopol pe portavoce, oricine este invitat să spună ceva pe acest subiect, pe această temă. Haideți să facem lucrurile altfel decât au fost făcute 23 de ani în această țară. Eu am văzut toate filmele dinainte care unde a fost Roșia Montană, ce s-a întâmplat. Eu cred că ar trebui să deschidem la oameni ochii și chiar la mineri, să le arătăm că, de fapt, dincolo de așa promisiune e decât minciună și sclavie. De fapt, ăsta e un pac cu diavolul, vă spun sincer. Roșia Montană e un pac cu diavolul pentru mine și pentru noi toți ca români. Ăsta e mesajul meu și este o șansă pentru noi. Numai noi putem să schimbăm ceva. Ei zic că nu putem, suntem mici, e adevărat. Dar noi schimbăm ceva. Pentru că Dumnezeu e de partea celor care vor dreptatea și adevărul. Uniți, salvăm Roșia Montană!